Ceapa a ajuns la un preț care îl bate pe cel al multor legume și fructe exotice. Ceapa uscată românească costă aproape 10 lei kilogramul, iar cea din import a ajuns la 7 lei kilogramul. Creșteri spectaculoase se înregistrează și la prețul arpagicului, care este la mare căutare în această perioadă, procesul de însămânțare fiind în plină desfășurare. Agricultorii spun că această anomalie se înregistrează din cauza cantităților foarte mici de material săditor produs în țară. În bazinele legumicole din județul Dâmbovița, producătorii au tone de ceapă verde în solarii. Deocamdată, prețul pe legătura de ceapă verde este cam același de ani buni, dar producătorii nu mai pot păstra acest preț prea mult timp, deoarece cheltuielile de producție cresc de la o lună la alta. Da, cultivăm ceapă pentru familie în primul rând, dar și pentru vânzare, în limita posibilităților. Prețurile și personal am văzut că au crescut în supermarketuri. Din păcate, populația, locuitorii și din Târgoviște, și nu numai din Târgoviște, și din alte zone, și din alte localități mari, se adresează mai mult marilor magazine, supermarketurilor, care au și mărfuri diversificate, mult mai multe decât un simplu producător, dar vă garantez că produsele, nu numai ale mele, ale țăranilor în general, așa zișilor țărani, sunt mult mai gustoase și mult mai bune decât ce se importă sau ce se aduce din afară. Se lucrează din greu. Se lucrează foarte greu, mai ales noi. Acum tineretul ăsta a plecat și ne-a lăsat pe noi ăștia mai tinerei. Ce să facem? Foarte greu pentru toată lumea. Văd că ați recoltat aici ceapă e pentru vânzare, da? Da, da. Se întâmplă ceva cu prețul la ceapă pe plan mondial? Se întâmplă peste tot, la prețul la toate. La magazine s-a scumpit și la noi la piață și tot pe noi ne judecă cumpărătorii, că zice că e scumpe toate. O fi scumpe, dar și pentru noi e foarte greu, că ne chinuim de nu se mai poate. Ce să facem? Le punem din toamnă și de-abia acum recoltăm din ele. Și acum cine știe când o să recoltăm iar la toamnă, că dacă pui după ce am recoltat acum... Cu cât dați legătura la ceapă? Cu cât o să merge acum? 2 lei! Ce se întâmplă cu ceapa și cu prețul la ceapă? Sunteți mai în măsură să ne spuneți, fiind agricultor și cultivând? Păi este o problemă foarte gravă la nivel bănuică național în toată țara. Arbagicul din care iese ceapa nu prea să mai produce pe la noi, pe în România. Și suntem nevoiți să-l cumpărăm acela din import. Iar acum cu problemele astea generale în Europa, arbagicul este adus de afară la un preț foarte mare. Problema mai dureroasă este că nu se mai produce în România. Dacă s-ar produce în România și ar fi subvenționat adevărat ramura asta agriculturii, producerea de semințe și de asta, ar fi mai ok. Mai ales că instituțiile de cercetare nu mai funcționează de ceva anișori în România. Cum e prețul de anul trecut? Mai scump, mamă. Mai scump față de anul trecut. Da, față. Au crescut prețurile, a crescut, anul trecut n-au crescut prețurile, anul ăsta au crescut prețul și a crescut și la arbagic. Nu-i de la noi, de la furnizorul de unde luăm noi. De acolo pleacă totul. Ce producție este? Din ce țară? Olanda. Românesc mai găsiți să cumpărați? Nu. Nu se mai găsește, de multe ani nu se mai găsește românesc. Aduceam de la de Buzău, când am adus ăla și a apărut ăsta, l-a bătut ăsta pe la Românescu. Și atunci nu s-a mai căutat. Să caută ăsta de Olanda. Da. E vânzare chiar dacă a crescut prețul? Nu mai e vânzarea care era altă dată, mamă. Nu mai e vânzarea care era altă. La prețul ăsta nu se mai vinde așa. Cine știe? Doar vedeți. Uitați. Sunteți aici și vedeți.